Bine am găsit, prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre ceva cu totul special. Deși primesc frecvent mesaje de încurajare, mesaje de la persoane care au obținut rezultate datorită recomandărilor mele, și aceste mesaje mă fac să mă simt extraordinar și să nu iau în seamă și acele câteva mesaje de hate care mai apar, dar până la urmă știți cum e, dacă n-ai hater înseamnă că nu contezi. Deci, până la urmă și acestea sunt bune. Ei bine, am primit zilele trecute un mesaj privat, de aceea nu pot să-i fac aici public numele persoanei respective, dar vedeți mesajul pe ecran. Este unul din acele mesaje care, nu știu cum, mă fac să mă simt extraordinar. Adică faptul că recomandările mele, sfaturile mele au dus la un asemenea rezultat este, nu știu, este ceva ce nu se poate descrie în cuvinte. Este vorba deci despre o persoană, o doamnă, care suferea de sindromul ovarelor policistice și printre alte consecințe ale acestei afecțiuni este infertilitatea. De fapt, sindromul ovarelor policistice este principala cauză de infertilitate la femei. Și m-a întrebat ce să fac. Și recomandările pe care i le-am dat au fost post intermitent și consum redus de carbohidrați. De ce? Și o să explic acum imediat care este rațiunea. În sindromul ovarelor policistice s-a observat că există și insulinorezistență. Deci, sindromul ovarelor policistice este asociat în foarte multe cazuri, dacă nu chiar în toate cazurile, de insulinorezistență. Insulinorezistența este acea situație în care celulele nu mai răspund la acțiunea insulinei și glicemia rămâne mare sau scade foarte lent, nu atât de repede pe cât ar trebui să scadă. Mulți specialiști au pus întrebarea: insulinorezistența este determinată de sindromul ovarelor policistice sau sindromul ovarelor policistice este determinat de insulinorezistență? Și până la urmă, deci aceste păreri sunt împărțite. Eu înclin să cred că ipoteza privind căreia sindromul ovarelor policistice este determinat de insulinorezistență este reală. Și o să explic de ce. Sunt două argumente. La femei cărora li s-au extirpat ovarele, insulinorezistența a rămas. Deci dacă insulinorezistența ar fi fost determinată de sindromul ovarelor policistice, ar fi trebuit ca după extirparea chirurgicală a ovarelor, insulinorezistența să dispară, ceea ce nu s-a întâmplat. Și mai este un argument invers. Prin tratarea insulinorezistenței, în multe cazuri se rezolvă sau oricum se reduce semnificativ sindromul ovarelor policistice. Și în acest caz concret despre care vă spuneam, exact aceste recomandări le-am dat doamnei respective și vedeți rezultatul. Deci mi-a urmat recomandările, a rămas însărcinată și a adus și pe lume o fetiță extraordinară. Deci este ceva incredibil. Dacă vreuna dintre doamnele care mă urmăresc este într-o asemenea situație, repet recomandările. Post intermitent și reducerea consumului de carbohidrați. Pentru că aceste două metode sunt foarte eficiente în reducerea insulinorezistenței. Postul intermitent, în două cuvinte, sunt multe variante. Cine vrea detalii despre postul intermitent, poate să comande cartea mea Slăbește fără să numeri calorile, în care detaliez postul intermitent. Dar în câteva cuvinte este acel regim de viață, acel regim alimentar în care se mănâncă de cel mult 3 ori în cel mult 8 ore, fără gustări între mese, fără nimic. Logica fiind aceea că în momentul în care mâncăm, crește secreția de insulină. Deci dacă mâncăm de cel mult 3 ori în cel mult 8 ore, secreția de insulină va fi crescută pe o perioadă scurtă de timp din cele 24 de ore. Atenție! În cele 16 ore în care nu mâncăm, sunt incluse și orele de somn. Deci logica asta este: mănânci de puține ori și într-un interval scurt de timp, insulina este crescută doar pe o perioadă scurtă de timp. În restul timpului, insulina este la un nivel scăzut și atunci celulele își recapătă sensibilitatea la insulină, pentru că o concentrație crescută de insulină în sânge duce la rezistența celulelor, la scăderea sensibilităților la acțiunea insulinei. Și bineînțeles, asociat cu un consum redus de carbohidrați, carbohidrați fiind în primul rând zahăr, dar nu numai, tot ce conține făină, cartofii, orezul, toate acestea
conțin deci într-o formă sau alta glucoză. Glucoza crește concentrația, crește glicemia atunci când se absorbe, crește secreția de insulină, se ajunge la acea situație. Deci scăzând consumul de carbohidrați, nu se secretă insulină de către pancreas, se menține deci insulina la un nivel scăzut în sânge și celulele își recapătă sensibilitatea pentru insulină. Și în felul acesta, în timp, insulinorezistența scade, se revine la o situație normală, să spunem. În acest caz al sindromului ovarelor polichistice, scăzând insulinorezistența, se reduce simptomatologia sindromului ovarelor polichistice. Nu spun că dacă mergeți la medic și vă dă un tratament, să nu-l aplicați, dar eu zic că nu strică să aplicați aceste două metode, care nu pot să facă altceva decât să amplifice rezultatele tratamentului. Sau dacă nu luați tratament sau nu vreți încă să luați tratament, pentru că vorbim aici de tratamente hormonale și multe femei sunt reticente, poate să înceapă direct cu un tratament hormonal, încercați această metodă. Sau dacă tratamentul hormonal vedeți că nu dă rezultatele scontate, încercați și această metodă. Post intermitent, consum redus de carbohidrați. Și apropo de consumul redus de carbohidrați, pentru cine vrea concret rețete cu conținut redus de carbohidrați, am publicat o carte și pe acest subiect, 100 de rețete pentru a slăbi fără să numeri calorile, în care sunt 100 de rețete, după cum am spus, pentru mic dejun, pentru prânz, pentru cină, deserturi, cu un conținut maxim de 15 grame de carbohidrați pe porție. Astfel încât, până la urmă, dacă mănânci de 3 ori, ori 15 grame cel mult, înseamnă cel mult 45 de grame de carbohidrați pe zi, ceea ce se încadrează în regim low carb, în engleză spune, deci cu conținut redus de carbohidrați. O să las în primul comentariu un link către aceste două cărți pentru cine vrea să le comande. Repet încă o dată, astfel de mesaje îmi umplu inima de bucurie. Simt că, într-adevăr, nu știu, simt concret în aceste momente că ce fac este ceva util. Las la o parte, cum am zis, orice mesaj de hate, nu mă refer la mesaje critice, acelea nu am nicio problemă cu ele, dar mesaje acelea de hate care sunt complet gratuite, dar chiar mă mai interesează. Aceste mesaje, un astfel de mesaj face cât toate mesajele de hate pe care le-am primit și le voi primi de aici încolo. Mă bucur foarte mult și sper și în continuare recomandările mele să vă fie de folos, să vă fie utile, să vă crească nivelul de sănătate și, în final, corpul vostru să vă mulțumească. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!